Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la Ora Adevărului. În această seară am decis să discutăm și ceva politică și ceva lucruri bune care se fac pentru comunitate. Suntem la început de an, anul începe cu scumpiri, comunitatea este oarecum dezamăgită, asta pentru că se discută despre foarte mulți bani pe care momentan nu-i avem, deocamdată îi avem pe hârtie. Problemele de la CEO se țin lanț, avem o anchetă în desfășurare legată de planul de restructurare, iar lucrurile la nivel central, în ceea ce privește partidele politice, încearcă să se așeze pe un făgaș normal, asta deoarece majoritatea partidelor pregătesc alegeri, congrese la început de an. Invitatul meu din această seară este domnul senator PNL Ion Iordache. Bună seara, domnule Iordache. Bună seara tuturor. Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea. Știu că aveți o activitate destul de bogată. Nu ați stat liniștit nici la început de an, nici la final de an. Ați început cu povestea aceasta legată de galuri. Mi s-a părut extraordinar de interesant că ați reușit să așezați la aceeași masă nu numai reprezentanții tuturor galurilor din județul Gorj, ci și autoritățile județene și restul parlamentarilor de Gorj. Cum ați reușit asta? Dar sunt așteptări foarte mari. Știm cu toții, cel puțin în echipa care m-a susținut pe mine, există destul de mulți oameni care știu că așteaptă să livrăm și cel puțin eu să livrez foarte repede și pe bună dreptate, pentru că și-au pus speranță de fiecare dată când a apărut o schimbare, când au apărut oameni noi, când s-au schimbat guvernele, să fie mai bine, să vină oameni care ar putea să facă lucruri mai multe și mai bune pentru ei. Pornind de la necesitatea de a absorbi cât mai multe fonduri europene pentru județul nostru și știind că una dintre puținele soluții pentru a dezvolta economic județul sunt fondurile europene. Având de asemenea cunoștință, informații că județul Gorj este pe ultimul loc în județele din sud-vest Oltenia, din regiunea sud-vest Oltenia, la absorpție de fonduri europene pe cap de locuitor, și chiar și în campania electorală am vorbit despre găsirea unei soluții de a sprijini eventualii doritori sau inițiative, fie private, fie publice, să absoarbă fonduri europene, să atragă fonduri europene, să dezvolte și comunități locale și întreprinzătorii care își doresc să se implice și să își asume o astfel de responsabilitate. Și am identificat ca și primă soluție crearea unor departamente la nivelul mai multor zone geografic din județul Gorj. Pornind de la aceste lucruri pe care vi le-am expus, și având ca și entități juridice care s-au dovedit a fi funcționale și de succes grupurile de acțiune locală, cele 5 grupuri de acțiune locală din județul Gorj, care au avut și o absorpție foarte bună a fondurilor europene sau fondurile pe care le-au avut la dispoziție. Aici discutăm de grupurile de acțiune locală la nivelul județului Gorj, dar și în toată țara au fost cele mai eficiente entități care s-au ocupat, deși au fost fonduri foarte mici comparativ cu alte instituții, ca să le zic așa, care au gestionat fonduri europene. Am găsit această formulă de asociere a celor 5 galuri cu Consiliul Județean și să înființăm o asociație care are drept obiectiv sau unul dintre obiective sau un obiectiv de început, ca să-i spun așa. Comun. Un prim obiectiv este înființarea de departamente care să acorde consultanță celor care vor să înceapă o inițiativă în sensul de a absorbi fonduri europene.
Am avut săptămâna trecută o primă întâlnire la care a participat și politic și de la domnul Cristi Rujan, a fost și președintele de Consiliul Județean și președinții celor cinci galuri. Și am hotărât împreună să demarăm acest proiect, a fost toată lumea de acord cu el. Ne-am asumat fiecare dintre noi niște atribuții pe care de care să ne ocupăm până la următoarea întâlnire care a fost astăzi. Și constat că și-au făcut cu toții sarcinile și le-au îndeplinit sarcinile pe care ni le-am asumat. Adică președintele de Consiliul Județean să vină cu o propunere de act constitutiv pe care să o facă juriștii de la Consiliul Județean. De a face să pregătim, această asociație, da. Da, să pregătim un cadru de buget. Am făcut rezervarea de denumire, care s-a ocupat un alt coleg. Și acum avem stabilită următoarea întâlnire, la care trebuie să participe pe cât posibil toate reprezentanții tuturor primăriilor și de preferat primarii, în care să li se aducă la cunoștință sau să fie informați și în același timp să luăm decizia de a întruni adunările generale ale acestor grupuri de acțiune locală, implicit să se dea o hotărâre în consiliile locale de aderare, prin care să înființăm această entitate și să dăm drumul la treabă. Ideea este că în cel mai scurt timp vor fi în județul Gorj 5 departamente repartizate pe diferite zone din județul Gorj, care prin intervenția cărora oamenii doritori, agenții economici, autoritățile publice locale pot fi informate cu privire la măsurile care sunt active, ce gen de inițiativă poate fi finanțată și așa mai departe. Deci, practic, dumneavoastră ați, prin acest demers, încercați să oferiți o mână de ajutor celor care vor să-și facă o afacere, celor care vor să-și dezvolte o afacere deja realizată prin obținerea de fonduri europene. Da. Adică, dacă eu sunt din Târgu Jiu, Drăguțești, Bălești, știu că trebuie să mă duc la acel departament care va funcționa într-una din aceste localități, iar oamenii de acolo îmi vor indica exact care este calea de urmat, ce bani îmi trebuie, câți oameni trebuie să angajez, cum trebuie să realizez un proiect, să-mi fac o firmă. Și că dacă complexitatea proiectului pe care doriți dumneavoastră să-l realizați depășește ce pot ei să facă, adică consultanța pe care pot exact să îl îndrume pe respectivul și către un consultant. Da, sau un consultant. Nu, către un alt consultant care scrie, oamenii nu știu ce să facă, spune, aș vrea și eu să fac, dar nu știu niciune să mă duc să întreb, că nu există acest tip de departament care să sprijine oamenii, să îi îndrume către a găsi o soluție pentru și care să li se și potrivească, pentru că este posibil să dorești să faci un tip de activitate, dar nu este finanțat acel tip de activitate sau așa cum dorești tu, trebuie. Dar nu ții neapărat să faci asta și atunci poți să te pliezi și după condițiile de eligibilitate ale unui eventual proiect. Adică și se dau și sugestii într-un fel sau altul. Se plătește acest gen totodată de consultanță? Totodată nu, să fie gratuit. Asta este lucru important. Și în același timp, județul nostru, odată cu înființarea acestor departamente și angajarea acestor oameni, va putea să fie beneficiarul unui capital uman care va fi specializat în acest domeniu. Pentru că în momentul de față nu avem niște structuri în județ și nu ne-am ocupat cu ele. Acum, de ele. Acum, eu mă bucur că a fost o inițiativă dorită și la care a cuplat toată lumea. Deci, și nu mi-aș dori să fie
Doar acum la început situația doar asta? Doar la început și asumată de cineva. Adică e o chestiune pe care ne-o dorim cu toții și îmi doresc să fim în continuare participanți de la toate partidele, că sunt primari, că e președinte Consiliului Județean, deci parlamentar. Deci nu vreți să vă deci pune cineva o ștampilă, senatorul Ion Iordache a venit cu inițiativa, și asta, aveți de câștigat, nu, și politic, electoral. Le-am spus și celorlalți parteneri, adică nici nu putem să nu vorbim despre, pentru că trebuie să știe oamenii că avem o activitate și că ne facem datoria pentru așa cum le-am promis. Corect, și corect. Trebuie să vorbim despre asta, dar în același timp și spunem realitatea, pentru că adevărul este că la acest proiect a cuplat toată lumea cu care am discutat. Asta este foarte important. Deci da. Oamenii vor avea, cei care au inițiativă și vor să-și deschidă o afacere, antreprenori, să facă ceva mai mult decât să lucreze la stat, mai ales acum că se întâmplă lucrurile astea în minerit și e posibil ca o parte din salariat să plece acasă, să găsească soluții, să-și facă ceva. Dom'le, am un teren. Vreau să-mi fac o spălătorie auto. Se duce la centrul acela de consultanță, fără să plătească nimic, îi se indică, domnule, cu terenul tău poți să faci asta, asta, asta. Ceea ce vrei tu, poate nu poți să faci, că nu este într-o zonă nu știu de care. Sau dacă vrei să faci, te îndrepți spre altceva. Prin acele departamente de consultanță avem o pornire, avem pe cineva care să ne dea o direcție. Exact. Dacă vom avea oameni atât de bine puși la punct, pregătiți, în domeniul respectiv, va fi foarte bine pentru noi că vor scrie și proiectul, dar ne propunem să începem așa, măcar să avem o consultanță, dacă da, nu reușim să ajungem până. Cu spații exact. Adecvate, cu o sală de ședințe, dacă iar este cazul. Efortul financiar pentru a susține aceste departamente este foarte mic. Adică dacă primarii înțeleg că trebuie să contribuie fiecare cu comunitate ceva, locală cu ceva, este în regulă, adică am făcut un calcul și ar fi cam 4 primării ar trebui să susțină un salariat. Deci este foarte puțin. Asta în condițiile în care dumneavoastră mai rezolvați o problemă. Toți primarii sau candidați, majoritatea, care au trecut și pe aici prin studio în campania electorală pentru locale, spuneau că vor să înființeze în primării astfel de structuri. Asta ar fi implicat una, două persoane pe care trebuie să le plătească, să le angajeze, să le ofere spații. Și asta, și în afară de acest lucru, nici nu avem o resursă umană și nu poți nici să-i plătești foarte bine. Dacă ai mai puțin, adică este suficient un om care să se ocupe de 4 comune, pentru că nu are foarte multă activitate în sensul ăsta, adică îi vin câțiva oameni într-o zi și trebuie să stea de vorbă. Exact, și să adică le explice, ar fi o mai mare cheltuială să țină 2 salariați într-o primărie care poate lucrează 2 zile pe săptămână, decât să ții un om care să-ți asigure un cumul exact, de localități. Și nici nu ai de unde să îi iei. Aici noi ne-am gândit, sunt specialiști, exact, noi ne-am gândit să luăm o firmă de recrutare care este specializată în așa ceva, să facem un anunț public la nivel de județ în care să fie o dezbatere, exact, și selectarea lor să fie făcută de această firmă de recrutare și să fie exact cine trebuie, că altfel nu avem de ce să-i luăm. Adică și nici nu te poți juca cu așa ceva, pentru că vor veni oameni și cer consultanță ăluia care acolo va avea contactul direct cu oamenii, dacă el nu știe... Cum își dă seama adică că ăla e mai slab decât el, adică se duce unul și treabă ceva. Da, nu putem să facem asta și este... Repet, este una dintre soluțiile să mișcăm județul, să începă să se dezvolte. Și să urcăm economic pe această scară, unde noi suntem foarte jos în ceea ce privește accesarea de fonduri europene în zona pentru noastră. Că spunea dumneavoastră că oamenii caută să se angajeze la stat. Cu angajarea la stat, în perioada următoare, eu cred că va fi o mare problemă, fiindcă din bugetul național, fondul de salarii pentru angajații bugetari este extrem de mare. Deci bugetul național nu mai suportă așa ceva. Nu se mai poate în continuare face lucrul ăsta. Și să mărești numărul de angajați, exact, și să-i menții pentru pe cei că trebuie să existe în partea cealaltă, în mediul privat, cei care livrează bani în bugetul de stat ca să-i poți plăti. Păi dacă nu dezvoltăm zona asta, cu siguranță greu nu vom putea să mai ținem lucrători la stat. Nu mai vorbim de pensii și de tot ce înseamnă învățământ, sănătate. Deci e extrem de greu dacă nu avem soluția. Apropo de ce am spus la începutul emisiunii, că lucrurile
toată lumea scumpește în municipiul Târgu Jiu, s-a scumpit de la transport local, la gaze, la canalizare, gunoi, taxe și impozite locale, adică toate cresc, iar omul are posibilitatea doar aia unui salariu, care știți foarte bine că în privat nu crește ca la stat, să fim serioși. Și atunci fiecare trebuie să găsească o alternativă și de a căuta soluții în privat și de a se angaja în privat și de a îmbunătăți acest buget, chiar dacă lucrează la privat. Noi trebuie să găsim. Eu sunt adeptul creșterii salariilor, indiferent că e la public sau că este la privat. În primul rând că suntem aliniați la Uniunea Europeană cu tot ce înseamnă de la comerț, la tot ce înseamnă servicii și așa mai departe. Noi trebuie să aliniem salariile, veniturile cetățenilor din România la nivelul veniturilor din țările din Uniunea Europeană. Asta nu o putem face decât dacă găsim soluții să dezvoltăm economia și în acest fel sau este singura soluție să poți să crești veniturile oamenilor. Că dacă reduci din partea cealaltă de la buget, de la bugetar salariile, va fi o mare problemă, pentru că nu mai poți, a ajuns cu nivelul de salarizare acolo, nu mai poți, acolo nu poți să o iei înapoi, este clar, și atunci trebuie să faci ceva. Ce facem? Facem inflație? Nu putem să facem nici inflație, pentru că atunci distrugem economia. Și trebuie să găsim soluții să pompăm banii în economie. Cum îi pompăm banii în economie? Fie absorbim cât putem din fondurile europene și eu și colegii mei parlamentari vrem să ne implicăm, deși nu este un atribut al funcției noastre, dar știm că putem să punem și noi umărul și vrem să ne implicăm în acest lucru, cel puțin pentru județul Gorj. Adică vrem să ne delimităm oarecum în măsura în care putem de partea politică, și să ne axăm. Am discutat chiar și astăzi și ieri cu colegii mei, cei doi colegi parlamentari, cu cei doi deputați, cu Dan Vâlceanu și cu Gigi Pecingină, și am hotărât ca de săptămâna viitoare să facem în fiecare zi de luni la București o echipă de lucru care să fie formată din toți reprezentanții Gorjului în instituțiile statului care pot să ajute. Și în fiecare zi de luni, după amiază, după ce ne terminăm programul, în fiecare săptămână, ne întâlnim cu toții și punem problemele cu care venim din teritoriu și cu care vrem să le rezolvăm. Extraordinar de bine. Adică dacă avem un om care, de exemplu, domnul Banța, care este la Ministerul Dezvoltării, vine și spune, fraților, uite, la mine sunt nu știu ce bani, e un proiect care ar putea fi accesat. Și în felul acesta, că noi putem să ajungem fiecare... Și apoi să discutăm. Dar, coarda de transmisie, exact, dar comunitate. Una este ca fiecare dintre noi să alerge pe la instituțiile astea, dar pentru eficiență și pentru a obține și informații dintr-un grup foarte extins și din toate domeniile, am hotărât împreună să facem acest gen de abordare. Foarte bun, foarte și în fiecare zi ne întâlnim cu toții, vom pune pe masă problemele, fiecare își asumă responsabilitatea să rezolve bucata lui, bucățica lui, și pentru o săptămână ne-am luat de lucru și atunci nu mai trebuie ca în zilele în care noi stăm pe acolo să alergăm de la o instituție la alta, să căutăm pe ăla, singur. Că știți cum este, discuți pe telefon, te înțelegi, nu te înțelegi, sunt lucruri care pot fi interpretate nu știu ce fel și de atâtea ori când vrei să faci o treabă pentru oameni se interpretează că faci un trafic de influență și așa mai departe, dar lucrurile în toată lumea așa se rezolvă. Și eu zic că și ăsta este un pas spre a lega o echipă și știu că am avut atâtea întâlniri și acum și înainte de a fi parlamentar cu oameni care au funcții în diferite instituții din stat și își doresc să pună și ei umărul la ajuta județul. Adică se simt bine. Dar că există la București și vor să ajute Gorjul de acolo. Nu știu cum să facă treaba asta. Nu există un mod de lucru unitar. Și noi zicem că în felul acesta este un început și cred că este și o șansă pentru noi destul de mare și discut mereu și discutăm despre acest lucru, că nu se știe când Gorjul va mai fi în situația în care este acum, care eu evaluez drept o situație avantajoasă pentru județ. Europene. Adică suntem, cel puțin noi cei trei în partidul de guvernământ, este o perioadă în care vor veni niște fonduri
și vor fi mai mult decât au fost până acum în țară. Fondul avem, de tranziție avem, justă pentru Gorj exact, este avem, plus pe lângă ce a avem fost. Niște oameni care sunt susținuți politic de către noi în diferite structuri ale statului și pot să ne susțină și ei și așa mai departe. Deci, o colaborare, chiar există o colaborare. Știți ce m-a uimit pe mine? Pentru că tot am vorbit de campania electorală. Foarte mulți dintre candidații la parlamentare, o parte chiar parlamentari în prezent, spuneau că vor să colaboreze pentru județul Gorj. Acest lucru nu prea s-a întâmplat până acum, dar eu am văzut într-o lună și ceva, cel puțin dumneavoastră ați reușit să-i puneți la aceeași masă, n-am văzut stânjeneală din partea celor de la PSD, că stăteau la dumneavoastră în birou sau că discutau cu cei de la Galuri. Adică s-a părut că oarecum oamenii conștientizează, că mai este mult de lucru, cu siguranță, dar este un pas. Da, mi s-a părut corect și față de ceilalți parlamentari și oameni implicați politic de la celelalte partide să încercăm o abordare de lucru în echipă. Acum, cine nu va cupla și cine nu va merge sau nu va pune umărul la proiectele prioritare comune pentru județ, asta este nu pune umărul, dar cel puțin cred că nici nu poate să dea înapoi. Nu, să înceapă speculații de genul că uite ce fac ăștia, că vor doar ei să valorifice politic și așa mai departe. Este invitată toată lumea. Vă spun, mai mult decât atât, au fost anumite inițiative ale mele și le-am spus colegilor de la celelalte partide, mă, n-am nicio problemă dacă simțiți nevoia să vă asumați voi. Deci nu am nici cea mai mică problemă. Am avut chiar astăzi o discuție pe această temă în care exista suspiciuni de genul că poate vreau să valorific politic și nu voi spune că mi-am luat angajamentul că nu voi spune despre ce e vorba, dar le-am spus colegilor că sunt dispus să, dacă vor o comunicare în sensul ăsta, să fie asumată de către ei. N-am nicio problemă. Important este ca subiectul exact, să fie discutat. Să trecem la treabă. De asemenea, am spus că putem să facem întâlnirea, că este o primă întâlnire pe tema pe care discutam și să nu comunicăm deloc public. Iar la fel nu am nicio problemă. Dar haideți să începem să facem pași, pentru că uite cum trece timpul. Suntem în județ la sfârșit de săptămână, la începutul săptămânii suntem la Parlament și uite așa trec zile una după alta, timpul este destul de scurt și încep să se lanseze anumite proiecte, sunt în dezbatere tot felul de fonduri, așa cum a fost și în ultima perioadă și în județul nostru legat de tranziția justă și așa mai departe și ne vom trezi că din nou alții suntem nepregătiți. Exact, și poate nu neapărat că ne înainte, că ce s-a întâmplat până acum cu fondurile europene, nu l-a luat-o nimeni înainte în sensul că au luat ei banii și noi nu i-am luat. Nu, că nu s-au absorbit. Sunt decât 40% absorție în România. Adică era loc pentru toată lumea oricât. Nu a luat nimeni de la noi. Nu. Dar în schimb, după ce că am avut posibilitatea să luăm cât putem de mult, na? Suntem pe ultimul loc și în situația asta. Suntem pe locul 38 din 40 de județe. Nu stăm bine. Nu stăm bine deloc și chiar și cele de pe locul întâi nu stau foarte bine, dar e altceva. Mai mult și noi, da? Să urcăm pe scara aceasta. Că noi interesează să găsim soluție ca în județul nostru să înceapă să se dezvolte, să avem oportunități de lucru pentru tinerii noștri, oamenii mai în vârstă la fel să poată să stea liniștit să trăiască cu pensia atât cât este, dar nu să trebuiască să le dea din pensie copiilor sau nepoților ca să îi întrețină și așa mai departe. Vă spun, este o preocupare pentru noi și nu ne este indiferent, chiar dacă aparent parlamentarilor nu le pasă. Nu este așa. Că de cele mai multe ori nu au găsit soluții pentru că este foarte greu, asta este într-adevăr, este o realitate. Vă spun că văd acum că cel puțin în Senat unde sunt eu,
și în grupul din care fac parte, grupul PNL, vă spun că de fiecare dată când ne întâlnim, când ne întâlnim și în afara lucrărilor, din, că acolo se discută mai mult decât în plen, cu toții spun, băi fraților, trebuie să găsim o soluție, că nu este în regulă. Deci nu e în regulă, în afară de faptul că este o percepție foarte proastă la adresa parlamentarilor, adevărul este că în țară nu merg lucrurile bine. Și este responsabilitatea noastră de a găsi soluții pentru această problemă. Și toată lumea cred că realizează că a promis ceva oamenilor și că trebuie să ducă la îndeplinire. Și, cum zicem, și vă spun acum o realitate, sunt cercuri în care suntem doar la parlamentari și nivelul discuției legat de probleme este același ca și între niște oameni de rând care nici măcar nu au informație. Adică suntem neputincioși. Și vrei să faci ceva, dar nu... Dar nu putem nici la nivelul ăla. Se pune problema și la nivelul ăla că nu avem soluții, că nu știm cum să facem. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că instituțiile, chiar și la nivel central, nu reușesc să colaboreze între ele. Și fiecare instituție încearcă să-și facă zona ei de lucru, de interes, fac legislație doar care interesează pe o anumită instituție și încearcă să o impună, se contrazice cu legislația care este produsă de o altă instituție și uite așa, când ajunge la cetățean sau la în județe, la autoritățile la nivel local, nu mai știm nu să se le potrivește. Mai... Exact. Și este așa un cerc vicios, dar așa cum v-am spus, noi ne-am adunat cel puțin în cerc foarte restrâns, parlamentarii de la Gorj, și am zis, băi, indiferent cum stau lucrurile la nivel național, noi trebuie să avem și o sarcină mai particulară. Trebuie să găsim soluție pentru județul nostru și atunci trebuie să lucrăm noi, cel puțin unitar, trebuie să facem o clasificare a priorităților pentru județ și să lucrăm pe aceste priorități pe care le avem și am identificat câteva dintre ele. Am început, cum am și discutat despre înființarea acestor departamente care să sprijinim la un anumit nivel. Ideal ar fi să crească, să atragem fonduri europene. Avem problema... Problema. Da, turismul și avem o zonă de foarte mare interes și care vedem că interesul este și mai mare legat de Rânca. 10.000 de turiști într-un weekend, 8.000 da? De turiști, 6.000 de turiști. Și adică... am avut chiar astăzi o întâlnire cu primarul de la Novaci, cu cei doi deputați de la PNL și cu deputatul de la USR, cu hărțile pe masă și am discutat legat de niște soluții pe care sau soluții care au fost identificate până la acest moment și în momentul de față există deja un contact cu o firmă de consultanță care a fost și săptămâna trecută să vină cu o soluție care trebuie să cuprindă partea de a rezolva problema cu aglomerația, da, asta pe de o parte și pe de altă parte extinderea domeniului schiabil și a zonei de cazare, adică să avem zonă de cazare și la baza Râncii, adică la Novaci și să extindem și în zona de Rânca, plus domeniul schiabil de care este mare nevoie. Este o primă discuție pe această temă. Va trebui să livreze un studiu de soluție pe cu niște propuneri pe care să le facă. Domnul primar de la Novaci, domnul Leuștean, și-a asumat responsabilitatea de a coordona și de a finanța acest proiect în primă fază, după care, după ce s-a luat decizia care este soluția pe care se merge, trebuie făcut proiectul, văzut ce soluții avem pentru terenuri, fie expropriere, fie înțelegere cu obștile. Dacă ne suprapunem pe zona de păduri, vedem ce se întâmplă cu codul silvic și cum reușim dacă să le scoatem, poate modifica, cum exact. Să le scoatem din domeniul forestier. Și în momentul în care avem un proiect
pe care convenim cu toții, putem să-l punem pe masă și de aici începem discuția cu finanțarea. Adică fie este finanțată de la bugetul de stat, fie din fonduri europene sau finanțare privată. Dar până ajunge la finanțare trebuie să avem ceva. În momentul de față nu există nimic. Da? Au decât fost discuții. Problemele? Astăzi, la întâlnire am stabilit că săptămâna viitoare vor fi invitați acei consultanți. Vom merge în teren cu toții, cei care vor să participe, să înțelegem despre ce este vorba, ce se dorește, exact. De unde pleacă, unde se duce, care zonă este pretabilă pentru pârtii, de la altitudine la expunerea față de soare, cine este proprietar pe terenuri și așa mai departe, toate chestiunile tehnice, și se dă drumul la pasul următor, un eventual contract și așa mai departe pentru faza de prefezabilitate. Excelent ce ați gândit. Și eu vă mai dau o sugestie, să vă gândiți să duceți acest număr mare de turiști care se duc spre Rânca, să-i atrage și spre alte zone ale județului. Adică oamenii se duc cu destinație precisă Rânca, dar ar putea să plece de la Rânca spre Târgu Jiu să vadă operele lui Brâncuș și în drum să se mai oprească la o pensiune sau nu știu ce. Adică să se dezvolte turismul pornind de la Rânca. Da, eu... A fost un început. Este un lucru foarte bun. Să se rezolve în primul rând problema Rânca, pentru că oamenii se lovesc de problemele legate de trafic, de spații, de canalizare, de care sunt. Vom aprofunda acest centru, să spun eu, exact și cum și dumneavoastră. Este un punct de mare interes pe care exact. Îl avem în județ. Îi spun așa, este o zonă de vad. Cum se spune în comerț. Da, adică comercial, acolo avem un vad și trebuie să-l valorificăm. Primul și rând, apoi trebuie să nu ne plece oamenii de acolo, exact, și să creăm oportunitatea de a putea primi și mai mulți oameni și să le oferim serviciile de care au nevoie. Pe lângă faptul că Rânca oferă foarte mult timp zăpadă, pentru că este la o mare altitudine și atunci rămân luni moarte foarte puține pe an în care turismul nu se poate face vara. Acesta este un alt proiect pe care ni-l asumăm de la început, să lucrăm pe el, și un alt proiect la care este în același timp de mare interes pentru noi și suntem implicați în el, este să găsim soluții de finanțare odată cu aprobarea bugetului a drumului expres care va Târgu Jiu. Da. Și din nou de mare interes și acum sperăm să sunt discuții, fiecare județ vine și cu obiectivele din județul pe care parlamentarii din județ cu obiectivele din județ și sperăm să avem să reușim să impunem în bugetul pe acest an drumul bani expres pentru a fi demarată investiția, pentru că este în momentul de față va fi, adică e o investiție care ar trebui să dureze câțiva ani, 3-4 ani probabil, dar va ajuta pentru, enorm de mult, da, de este mult dacă o demarăm, adică dacă începe, după aceea este mai simplu ca în bugetele viitoare, anilor să se următori să fie prinși din nou bani. Sunt mai multe obiective, acum nu le vom putea rezolva pe toată dată, dar eu le-am propus și colegilor să nu ne asumăm prea multe sarcini de la început și să stăm și să tolălăim la ele și să le plimbăm. Mai bine ne concentrăm pe câteva obiective, obiectivele prioritare, exact, și să le și ducem la îndeplinire, să le putem urmări. Pentru că nu este simplu, bugetul național este destul de mic, se caută în momentul de față soluții să se tot reducă din diferite zone din bani pentru a ne încadra în deficitul bugetar asumat și nu stau lucrurile chiar așa de simplu, dar noi ne batem pentru. Asta contează. Legată de buget, că tot spuneați, când credeți că vom avea buget la nivelul județului Gorj? Adică se va aproba undeva în martie bugetul național,
și îl vom avea în aprilie sau se va aproba în februarie și îl vom avea Păi, în martie. acum, Se fac pași. acum este o perioadă de negocieri și de a găsi soluții pentru a se încadra cu fiecare minister în niște sume pe care le-au propus de la Ministerul Finanțelor și pardon, în funcție de momentul în care reușesc să se încadreze cu el și în deficit și în problematica urgentă a fiecărui minister, va apărea și în Parlament. Vor fi dezbaterile pe comisii, dar din informațiile mele ar trebui să se întâmple foarte repede. Eu cred că... Deci s-ar putea să avem buget în martie, eu așa local, cred. Eu așa refer, cred. La nivelul județului Gorj și apoi spre localități. Da, deci la nivelul județului lucrurile trebuie să meargă mult mai repede, pentru că ei deja au o... Și localitățile și administrațiile locale au stabilit necesitatea și proiectele pe care le au ei demarate. În funcție de suma pe care o au repartizată, vor jongla în așa fel exact. Încât deci, să se e o chestiune să se prindă în sumă. De zile din momentul în care află sumele pe care le au repartizate fiecare județ până când se dă hotărâre consiliului, adică maxim o săptămână, eu cred că va dura. Totul ține de bugetul național. Da. Cum vedeți lucrurile de acolo, de la București? Ați ajuns în Senatul României, în Parlamentul României. Ați simțit că este o schimbare? Adică că aveți într-adevăr puterea aceea de a schimba lucrurile? Ați simțit asta acolo la Senat? În puținul timp, că ați fost și în vacanță parlamentară, deci practic acum ați început. Da, mi este destul de greu să vorbesc despre acest lucru, pentru că, așa cum am zis, constat că sunt sau aflu răspunsuri la întrebări pe care le aveam și eu, de ce lucrurile nu funcționează. Și, în primul rând, așa cum vă spuneam, instituțiile naționale nu colaborează, la fel cum se întâmplă de altfel și mai jos, la nivel local. Deci nu colaborează și există o ruptură între instituții. Volumul de activitate la nivel parlamentar este destul de mare, că de cele mai multe ori nu există aplecare asupra problematicii și nu există o dezbatere și un interes, asta este altceva, dar ca și volum este extrem de mare. Vă spun, de exemplu, eu fac parte din Comisia de Mediu și Comisia de Agricultură. Apar atâtea modificări legislative și atâtea norme europene că nu reușești să citești în două zile toate materialele pe care ți le pun la dispoziție și, în afară de acest lucru, fac trimitere de la modificare, articol, lege. Deci e o nebunie de asta. Pentru a înțelege și a fi în cunoștință de cauză că sunt proiecte care sunt demarate din legislatura trecută, sunt altele care apar de la Comisia Europeană, de la o zi la alta, tot felul de materiale, tot felul de modificări și ar trebui să ai oameni de specialitate. Care să ți le explice ca să știi ce votezi. Exact. Și atunci eu am făcut o discuție cu oamenii de la noi din județ, cu domnii directori de la Garda de Mediu și de la administrație, agenția de la de agenție, mediu. Că atunci când am ordinea de zi a fiecărei ședințe a Comisiei de Mediu, să le-o transmit și dumnealor și să o discute la nivelul instituției și să-mi dea un punct de vedere legat de acest, adică dumnealor lucrează de 20 de ani, de 30 de ani în acest domeniu exact și știu exact asta. Asta poate vă dați ceva fără să știți că este în detrimentul județului Gorj. Am avut o situație când săptămâna trecută a trebuit să votăm un proiect care reducea emisiile de CO2.
Și atunci eu am intervenit în comisie și am rugat să amânăm pentru ședința următoare să ne documentăm mai bine, că nu votăm așa pe... Și au fost de acord și ceilalți colegi și s-a amânat înseamnă acest proiect. Înseamnă că erau la fel de nelămuriți. Da, deci lucrurile... parlamentarii sunt din diferite domenii și, așa cum v-am spus, există un aparat tehnic, dar în momentul în care există o inițiativă și inițiativa, de exemplu, este a mediului, de regulă nu se prea consultă și cu alte instituții, este inițiativa mediului, dar afectat este economicul de data aceasta. Nu se consultă și apare Comisia de Mediu, uită, a vis și toată lumea și când ne trezim că la final, apare că de o fapt, lege aprobată și nu mai ai ce să-i faci și trebuie să o transpunem sau vine altul și o modifică după în practică, exact. Și uite așa. Dar la grupul PNL discutați toate proiectele astea pe care le aveți pe ordinea de zi sau se discută doar cele foarte, foarte importante? Vi se explică că sunt lucruri pe care, care contravin, de exemplu, politicii PNL? Adică PNL-ul și-a asumat să se ducă pe linia asta, iar acele proiecte sunt pe linia paralelă. Există o asumare politică, cu siguranță. De exemplu, am dat vot de respingere pe legile justiției. Și unii dintre colegii mei ar fi fost de acord cu ele, așa cum le-au inițiat cei exact. De la PSD. Dar asumarea politică a PNL-ului a fost că acele legi nu trebuie să nu fie trebuie, da, și a fost un subiect de campanie al Partidului Național Corect. Liberal. Despre asta vă întreb. Și la europarlamentare și la parlamentare, prin care partidul și-a asumat acest lucru. Acum, punctual, câte un parlamentar poate ar fi dorit altceva. Dar a fost o discuție atunci la grup, prin care a trebuit să luăm o decizie și să acționăm ca și echipă. Adică este posibil ca într-o anumită zonă de susținere sau de influență să fie interes pentru acest lucru, dar a trebuit să vedem interesul general. Corect. Și a trebuit să avem abordarea asta. V-am întrebat acest lucru deoarece ar fi două proiecte care au apărut în ultima perioadă și care sunt foarte interesante și pentru noi, județul Gorj, și pentru noi comunitate și pentru noi jurnaliști. Minerii și energeticienii anunță proteste dacă acel proiect de lege privind reducerea vârstei de pensionare cu 13 ani nu va trece de Camera Deputaților. Asta este un subiect. Apoi, domnul Weber a ieșit cu un proiect public prin care solicită ca, sau propune ca salariul minim pe economie să crească la 800 de euro. Credeți că ați putea susține aceste proiecte? Ar fi benefice pentru Gorj? Domnul Miruț a fost singurul care a ieșit public și a spus că ar susține, adică el ar vota, chiar dacă partidul ar avea o altă opinie, chestia asta cu pensionarea ar vota-o, nu știu dacă aia cu 800 de euro. Păi chestiunea cu pensionarea este susținută și de către noi și de ce este susținută? Din punctul meu de vedere și din discuțiile pe care le-am avut, va rămâne așa. Numai că a fost o decizie că trebuie să nu... și o asume cineva anume înainte de a fi cazul să fie supusă dezbaterii. Deci fiecare, într-un fel sau altul, face aproape ce vrea. Adică dacă consideră că ajută, poate să voteze? Da, toată lumea are, sau fiecare parlamentar are dreptul de a vota așa cum consideră el. Corect. Mai că sunt anumite situații, cum v-am spus, cu legile justiției, când este o chestiune de asumare politică. Politică, corect. Și cu toții poate am beneficiat de pe urma acestei abordări pe care a avut-o partidul și acum fiecare încearcă să își rezolve interesele grupului pe care reprezintă. Când mă refer la asta, grupului județean, adică exact, echipei exact. Din județ. Și atunci nu este tocmai corect să procedăm așa. Dar în majoritatea situațiilor în care nu există acest gen de abordare, fiecare poate să vină și să impună punctul de vedere sau să le expună și să existe o dezbatere pe punctul lui de vedere. La fel, apare situația în care am tăcut când trebuia să avem dezbateri,
Da? Și ne trezim că atunci când trebuie să votăm, eu nu sunt de acord, dar n-am zis nimic. Și atunci iar nu-i corect, băi. Nu e corect. Faci parte din echipă. Exact. Și față de echipa din care faci corect, parte. Corect. Este un moment să te joci așa, să o faci, să o scalzi. Pentru că nu-i corect. Dacă, ok, faci și lucrul ăsta, dar atunci ești neserios. Așa e. Și câte oamenii văd și vă taxează și acest lucru, că celălalt coleg parlamentar de la PSD susține creșterea salariul minim să fie la 800 de euro. Ok, de acord. Dar când ești în opoziție și poți să spună și 1000 de euro, doar zici. Adică sunt conștienți și ei că nu pot să treacă un astfel de proiect. De ce nu a făcut acest salariu când au fost la guvernare? Că au fost până acum un an, au tot fost la guvernare. N-au făcut nimic. Da? De ce n-au făcut, de ce n-au dat ajutor CEO companiei fără să când au fost ei la guvernare? Corect, corect. Când au fost ei la guvernare, CEO s-a împrumutat la bănci cu dobânzi mari și acum va trebui să dea acei bani. Când nu au mai fost ei la guvernare, au soluții. Noi am găsit soluții când am fost la guvernare și guvernul PNL a oferit acești bani fără să ceară înapoi, corect. Deci hai să fim corecți. Acum, ok, spune că vrea salariu. Să le dea el salariu. Da, așa este. Deci la este oameni, foarte mult populist. Să vedem, el plătește oamenii lui cu 800 de euro pe care are angajați. Pornind de la 800 de euro, vă dați seama că un minim eu asta ar implica. Și vă spun, în toată activitatea mea și colaboratorii mei, cu ei am urmărit să le dăm salarii cât bune, se poate de mari. Decente. Oamenii din zona în care am activat eu, colaboratorii mei, au dintre cele mai bune salarii și sunt mulțumiți. Deci am găsit sunteți soluții. Pentru un salariu mare. Am găsit soluții. Ați și implementat asta. Adică exact. Nu e, am găsit nu soluții pentru a oferi și este un grup destul de mare. Adică vreo 500 de angajați nu e de cole, da? Dar ca să vorbim acum, e o chestiune neserioasă. Să nu particip la proiecte pentru județ, doar să spui nu-i bine ce face PNL-ul, nu-i bine ce face guvernul. Hai mă, să facem împreună. Ce puțin pentru județ. Eu sunt de acord să dai un mesaj politic. Este treaba lor. Poți să dai ce mesaj politic vrei. Și, dar aici, hai să facem niște lucruri. Păi aici nu vrei să cuplezi, nu vrei să iei parte la acțiuni și discuți că nu-i bine. Se vor vedea lucrurile astea. Nu vreau să, că nu vreau să intru în chestiunea asta, dar nici nu poate să nu fie taxat. Adică nu putem să acceptăm așa ceva. Spui că vrei mărire salariu. Ok, cum? Cum se întâmplă? Dă soluția. Așa spui că vrei. De ce l-ai făcut-o? Că ai fost până anul trecut la guvernare. Și au avut majoritate în și au avut majoritate de aia. Da? Așa este. Trebuie să o fac. Pentru final, domnule Iordache, că mai avem doar 3 minute din emisiune, vreau să vă întreb dacă, eu știu că dumneavoastră nu v-ați schimbat, sunteți același om care, uite, pentru telespectatorii care nu știu, v-ați donat banii obținuți la Parlament pentru un caz social, pentru un copil bolnav, a spus că veți continua să faceți acest lucru, deci nu v-ați dus în Parlament ca să vă umpleți buzunarele, dimpotrivă împărțiți cu comunitatea. Ați simțit o percepție diferită a oamenilor din jurul dumneavoastră acum că sunteți senator? Sau vă vede lumea tot la fel? Da, în primul rând că timpul pe care îl am să socializez, să am contact cu foarte mulți oameni, este și mai limitat acum. Schimb, așa cum v-am spus, văd o așteptare foarte mare. De exemplu, îmi scriu oamenii pe contul de Facebook. Tot felul de lucruri și tot felul de la vrea unul să fie angajat nu știu unde, altul. Deci am revenit la aia cu vrem locuri de muncă. Sunt chestiuni și tot felul, da, tot felul de cerințe. Da, oamenii înțeleg. Deci vă văd altfel, înțeleg, doar pentru că aveți o poziție și puteți să le oferiți ceva în schimb. Da, personal. Și este atât de greu și nici nu știi cum să reacționezi. Că ce să-i spui? Să-i spui că nu-i competența ta? Să-i spui că este o chestiune care nu se rezolvă așa? Nu știi cum, că pe mulți dintre ei nu îi cunosc, nu știu cine sunt. Exact. Poate și să fie și o capcană, să fim serioși, dar vă cere ceva. Da, nu asta este problema, dar
Aș vrea să îi ajut pe mulți dintre ei. Adică îmi spune cineva, știți, am și eu urgent nevoie de să mi se elibereze un act, că trebuie să plec din țară. Și eu am sunat acolo unde mi-a zis și am zis, dom'le, nu putem ajuta omul ăsta să îi se facă. Adică e o problemă, există niște timpi care sunt obligatorii, nu putem să îi scurtăm, în sensul de a-l sprijini pe om în niciun caz. Ce nu, dom'le, sigur, dar nu ne-a zis nimic omul ăsta și eu îi scriu. Mergeți și adresat? Mergeți dimineața acolo, că vă așteaptă. I-am și spus cine? Nu înțelege. Spune, bine, dacă nu mă puteți ajuta. Dar ce să-ți facă? Nu știu ce să-ți mai fac. Adică... Să luați dumneavoastră hârtiile și să mergeți să-l rezolvați. Nu poți nici să nu le răspunzi oamenilor, că zice, te-am votat acum, da. Asta vreau să vă zic, că oamenii au așteptări, în primul rând. Au așteptări, dar trebuie și să înțeleagă că nu poți chiar orice problemă să o rezolvi și... E chestiune. Acum, eu știu că vor fi și oameni mulțumiți, vor fi, dar vreau să ne canalizăm, exact, vreau să ne canalizăm pe niște obiective mari, să le rezolvăm pe acestea și știm că suntem împăcați și cu noi și vom avea oricând argumente că am făcut niște lucruri pentru acest județ și că nu am trecut degeaba pe acolo. Așa și că nu și vă cum, poate trage nimeni cum de mâine, și dumneavoastră a sesizat. Adică și eu cred că ar fi chiar și în legislație nevoie să fie specificat că parlamentarii pot să fie decât sau pot candida decât aceia care dovedesc că au din ce să se întrețină și ei și familia și sau eventual să nu fie plătiți. Deloc. Cine vrea să muncească pentru țară, pentru comunitate, să meargă în Parlament, dar fără bani. Sau... Fie o idee excelentă. Că tot se vorbește de pensiile speciale. Și cred că asta nu numai în Parlament, și la nivel de Consiliu Local. Pentru că mi se pare normal, cu atât mai mult la nivel de consiliu local, unde este o comunitate foarte mică și ai consilieri din doar de acolo, din comunitate. Păi ei ar trebui să ducă ăia care vor să facă ceva pentru comunitate. Exact, nu doar nu pentru indemnizația aia. Adică e o chestiune, în felul acesta nu ar mai merge oamenii care vin doar pentru treaba asta și ar merge aceea, ar fi lăsat liber locul pentru cei care chiar vor să se pună la dispoziția comunității. Ideea mi se pare excelentă, să sperăm că se va implementa într-o zi, nu știu când. Vă dau posibilitatea să transmiteți un mesaj celor de acasă, dacă doriți. Că începe școala, că a început. Da. Ce să vă spun? Să aveți încredere că cel puțin eu, atât cât voi fi parlamentar, toate energiile le voi folosi pentru a găsi soluții să fie mai bine pentru noi toți și în situația sau în momentul în care voi constata eu și sunt destul de critic cu mine că nu sunt util și că nu voi putea face ce mi-am propus, voi pleca înainte de a se termina acest mandat. Mulțumesc mult, domnule Iordache, pentru sinceritate, pentru felul în care ați transmis celor de acasă ce ați făcut până în momentul de față în Senat. Am văzut că aveți o activitate fructuoasă și pe pagina dumneavoastră de Facebook, adică transmiteți zilnic ceea ce munciți pentru noi acolo în Parlament. Ce să zic, celor de acasă le transmit să aibă o seară liniștită și să aibă încredere că totuși parlamentarii noștri lucrează pentru noi, chiar și de la București. La revedere! Să rămână!